Sabat fericit! Vă spun pacea Domnului și ne bucurăm să fim în prezența lui Iisus. Am vrea să deschidem acest serviciu divin cu imnul 231. Eu vin zi de zi. Aș vrea să-l rog pe fratele Ciprian să ne conducă în rugăciune. Lăudăm pe Dumnezeu pentru bucuria sabatului și, în mod special, suntem bucuroși că împreună cu noi este fratele Marius Mitrache, profesor la Institutul Teologic Adventist la Cernica și de mult așteptat la Galați. A promis
că va veni și ne bucurăm că sabatul acesta dorește să-l petreacă împreună cu noi. Îi spunem bun venit, dorim să ne împărtășească cuvântul Domnului, dorim să creștem în credință împreună cu El, prin Harul Domnului, și să petrecem un sabat minunat înaintea Lui. Vă spun pacea Domnului, mă bucur să fiu împreună după peste vreun an, de când cu Ciprian tot încercăm să găsim un sabat. Am reușit până la urmă. Sunt destule programări în sabate, așa că mi-era greu să aleg un sabat mai devreme, dar e bine că am reușit totuși. Ciprian, te gândeai în toamnă, dar am zis hai să punem în iulie, că cine știe în toamnă ce mai apare, sunt și alte sabate, început de an universitar și iar amânăm, iar se duce anul și tot așa. Mă bucur să fim împreună și mă rog Domnului să fie un sabat binecuvântat, pentru că avem cuvântul Lui care ne este călăuză. Cu siguranță că fiecare dintre noi suntem preocupați să trăim cât mai intens viața de credință. Și această intensitate la care mă refer nu surprinde doar atenția pe care trebuie să o avem în relația cu Dumnezeu, care este esențială. Fără relație nu se întâmplă nimic important. Dar este și preocuparea pentru a rezolva în viața noastră acele probleme care se rezumă la lupta cu păcatul. Și chiar dacă nu suntem sclavi anumitor vicii foarte explicite, vicii de care ne ferim în general, poporul Advent nu este atât de, să spunem, viciat. Însă trebuie să recunoaștem că păcatul capătă forme mult mai subtile decât ne închipuim noi, la un moment dat. Și înțelegerea profunzimii păcatului ține strict de relația cu Dumnezeu. Noi învățăm din Sfânta Scriptură că din lege vine cunoștința păcatului, spune Pavel în Roman, vă amintiți. Însă păcatul nu înseamnă doar o anumită acțiune, o faptă, care poate fi depistată prin, așa cum spune Pavel, nu? N-aș fi cunoscut pofta dacă legea n-ar fi spus să nu poftești. Însă există o profunzime a păcatului care ține mai mult de o problemă de atitudine, de un mod de gândire, de starea noastră, pe care o putem înțelege doar privind spre cruce. Adică atât de oribil este păcatul în ochii lui Dumnezeu, încât a fost nevoit să moară pe cruce. Și vreau să vă vorbesc în seara aceasta despre o realitate mai rea decât păcatul. De aceea am numit și predica, meditația, mai rău decât păcatul. Acum, e adevărat că ne putem întreba, domnule, ce poate fi mai rău decât păcatul? Pentru că păcatul în sine este rău. Și găsim oare vreo realitate mai rea decât păcatul? Că, până la urmă, păcatul este cel care a generat marea luptă dintre bine și rău. Păcatul este cel care a dus la moartea Fiului Dumnezeu. Mulțumesc și prieteni. Și păcatul ne frământă viețile. Să atunci când spun mai rău decât păcatul, eu mă gândesc la modul în care noi înțelegem de obicei superficial păcatul. Vreau să deschideți cu mine Scripturile la Evanghelia după Matei, în capitolul 7. Pasajul pe care îl voi citi face parte din predica de pe Muntele Fericirilor, este cumva partea finală a predicii. Matei 7, începând cu versetul 21, găsim scris: nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău? N-am scos noi dragi în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Iată că Domnul ne pune în față
sau ne punem în fața unei realități foarte interesante când vorbim despre momentul descoperirii, momentul evaluării. În general, atunci când vorbim despre evaluarea vieții de credință, noi evaluăm doar ceea ce putem accesa, comportamentul. Atunci când ne privim unii pe ceilalți, când ne facem idei unii despre ceilalți, cam ce fel de creștin este fratele, sora, atunci când comitetul bisericii încearcă să țină ordine în biserică, noi putem accesa doar comportamentul omului. Nu putem ști gândurile sale, nu putem ști motivațiile, nu putem ști atitudini interioare, mentale, doar comportamentul. Și observați că este o evaluare pământească, umană, care poate fi bună, pentru că și comportamentul trădează o problemă interioară. Însă, observați că aici găsim o categorie de credincioși care vin în fața lui Hristos cu niște afirmații. Domnule spune, domnule, nu cine spune Doamne, Doamne va intra în împărăție, ci ceea ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Este cumva această comparație între doar a spune Doamne, Doamne, doar afirmația teologică, să-L recunoști ca Domn, și trăirea, să faci ce spune Dumnezeu. Însă acum vin niște oameni care spun chiar ce fac. Și sunt trei tipuri sau trei categorii prezente aici. Sunt oameni care prorocesc. Noi am prorocit, Doamne, în numele Tău. Alții am scos draci în numele Tău. Și altă categorie, am făcut noi multe minuni în numele Tău. Observați, sunt niște acțiuni foarte interesante, foarte profunde, foarte serioase. Hai că atunci când vorbim despre predicare, prorocire în numele Domnului, am înțelege că este oarecum simplu, mulți pot proroci, nu în sensul de a prezice viitorul, că profetul nu însemna doar prezicător, însemna să vii cu un mesaj din partea lui Dumnezeu, dar să scoți demoni din oameni, să exorcizezi, să faci minuni în numele lui Iisus, aceste două acțiuni nu sunt foarte simple. Ceea ce mă surprinde este că Domnul însuși nu-i contrazice. Nu spune, băieți, voi mințiți, voi nu spuneți adevărul. Nu e așa nici pe departe, nu. Faptul că nu-i contrazice Hristos aici înseamnă că aceștia au făcut aceste lucruri. Și totuși, Domnul spune atunci, adică la judecată, pentru că atunci vin cu aceste, să spunem, argumente, le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Observați că ei, cu aceste trei acțiuni sunt prezentate ca argumente în fața lui Dumnezeu în urma evaluării negative a lui Dumnezeu. Adică, dacă la judecată unii vor constata că nu fac parte din categoria celor mântuiți, aduc ca argument acest lucru. Doamne, noi am făcut multe lucruri în numele Tău. Noi n-am predicat în numele altcuiva. N-am venit cu teorii ciudate, nu. Și ce mi se pare interesant la această atitudine? Aceea de a contoriza toate faptele bune pe care le faci pentru Dumnezeu și pentru oameni. Și spune, este, imaginați-vă că în viața de familie, soțul sau soția, din când în când, îți spune înainte lista cu ce a făcut pentru tine. Uite, dragă soțule, ce am făcut eu pentru tine. Uite, dragă soție, ce am făcut eu pentru tine. Vi se pare că această metodă de a contoriza tot ceea ce faci pentru celălalt trădează dragoste? Unii mai fac acest lucru, nu în familie. După ani și ani îți strigă pe câte am făcut eu. Dacă nu eram eu, te mâncau purecii. Dacă nu eram eu, mureai în mizerie. Și mă rog, am auzit astfel de situații. Dacă nu eram eu, n-ajungeai unde ești. Și putem să continuăm lista cu aceste
să spunem, strigăte, ziceri. Și noi avem în limba română o vorbă, bate șau să priceapă calul. Sau iapa. Observați că atunci când această atitudine pe care o întâlnim de multe ori în familie și nu este deloc în regulă, o mutăm și în zona spirituală, este o măsurare cantitativă a ceea ce faci în viața de credință. Asta este egal cu legalismul. Da? Când ești atent. De obicei, oamenii care au gândire legalistă sunt foarte atenți la ce se întâmplă, cum faci, ce faci. Și se întâmplă în orice domeniu al vieții de credință. Dacă vorbim despre reforma sănătății, sunt anumite persoane care măsoară hrana, apa, ca și cum ar fi diabetic. Nu, la diabetici aș înțelege, domnule, ei sunt obligați să facă acest lucru, dar când vorbești despre trăirea reformei și n-ai lucruri complicate, nu devii atât de chițibușar și obositor, măsurând ce faci, cum faci, nu, și apoi putem continua. Acești oameni așa făceau. Și ajungi să vii în fața lui Hristos cu argumente pentru ca tu să fii mântuit. Știți ce este mai rău decât păcatul? Este adevărul folosit ca armă împotriva lui Dumnezeu. Acești oameni așa fac. Vă amintiți cei care sunt numiți în Matei 25? Unde Domnul, 25 parcă, nu? Așa, da. La judecata viitoare, veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția, că am fost în închisoare, ați venit pe la mine, am fost bolnav, m-ați vizitat. Am fost dezbrăcat, m-ați îmbrăcat și vă amintiți ce întreabă acești oameni? Da, când? Da, iar că și ceilalți îi răspund și întreabă când. Un om care face din dragoste anumite lucruri, că vorbim despre dragostea față de Dumnezeu, că vorbim despre dragostea față de cei din familie, parteneri de viață sau copii sau alți oameni, nu va fi atent să măsoare de câte ori ai făcut un bine, nu. Niciodată când faci un lucru din dragoste, nu reproșești celuilalt, eu ți-am făcut acest lucru. Nu. Dacă se întâmplă așa ceva, acolo nu este dragoste, acolo este un fel de contract, este un fel de angajat, nu știu, e un parteneriat acest lucru. Dar acești oameni, repet, îi vin în fața lui Hristos cu acest argument. Și știți ce mi se pare foarte ciudat? Mi se pare foarte ciudat să ajung la ideea și este cunoscut că astfel de oameni nu au nicio bucurie în viața de credință. Ei nu trăiesc bucurie, ca și în familie. Ei nu trăiesc bucuria relației, a dragostei. Ei nu savurează plăcerea spirituală, dorința după Dumnezeu. Nu. Vă amintiți de ce spunea David, cum tânjește un cerb după izvoarele de apă, așa tânjește sufletul meu după tine, Dumnezeule. Păi acești oameni nu tânjesc după Dumnezeu. Ei tânjesc după o răsplată pe care o au dacă împlinesc o listă de cerințe. Pentru astfel de oameni, viața de credință este o povară, e o corvoadă. Și își măsoară sfințenia, se măsoară cu ceilalți. Vă amintiți de pilda din Luca 18, pilda cu vameșul și fariseul? Vă amintiți cum fariseul vine la templu și cum se roagă el? Nici măcar nu se roagă, el mai mult, acolo vorbim de o autocontemplare. Începe cu ce nu este și cu ce nu face și apoi cu ce face. Îți mulțumesc că nu-s ca ceilalți, așa, ce o fac asta. De ce se mai ruga lui Dumnezeu? Dacă el își prezintă un fel de CV înaintea lui Dumnezeu. Doamne, uite cine sunt și ce fac și ce nu fac. Și observați, Iisus spune, le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Nu spune, nu m-ați cunoscut. Spune, niciodată nu v-am cunoscut. Cu alte cuvinte, spune Hristos, nu mi-amintesc vreodată ca voi să fi stat cu mine de vorbă. Nu mi-amintesc ca între noi să fi fost o relație.
Adică este tragic ca la un moment dat, după ani de credință, ani de activitate pentru Dumnezeu, în numele Lui Hristos, să vină Hristos, adică ai predicat, să spunem, în numele Lui 20-30 de ani și să spune același Hristos în numele căruia ai predicat: prietene, eu nu te cunosc. E tragic. Să spun același Hristos în numele căruia ai făcut minuni sau în numele căruia ai scos demoni: omule, nu te cunosc. Nu te cunosc. Și Hristos merge mai departe. Spune: depărtați-vă de mine, voi toți care lucrați fără de lege. Și m-am întrebat: de cum este posibil să faci aceste lucruri fără să te cunoască Hristos? Cum este posibil? M-am gândit, domnule, poate că a fost un moment în viața lor când ei au avut o relație cu Dumnezeu și au făcut aceste lucruri și apoi s-au depărtat, că se întâmplă, nu? Sunt oameni care ani de zile, zeci de ani, au o viață de credință și apoi pleacă. Am cunoscut pe cineva la un moment dat, pe timpul comunismului, a făcut 2 ani la canal datorită sau din cauza sabatului. 2 ani, lasea muncă silnică la canal. A făcut acest lucru și după această perioadă el își permita acum în libertate să calce sabatul. Am mai cunoscut pe cineva care a făcut 12 ani pușcărie pentru sabat. 12 ani. A fost în zona armatei și a fost cu condamnare serioasă și după ce a ieșit din închisoare a părăsit și credința. Și n-am înțeles logica. Cum? Adică faci 12 ani de închisoare pentru sabat. 12 ani. Parcă chiar a fost un criminal. Și suporți acest lucru. Și apoi când ieși, vine revoluția, vine libertatea, tu părăsești credința. E clar, căderea nu este dintr-o dată. Este o cădere treptată. Și îmi dau seama că există acest pericol în viața noastră, în viața tuturor. Să facem multe lucruri fără Dumnezeu. Și Hristos numește, adică acești oameni, clar, că nu vorbim despre ei care au fost credincioși și au părăsit credința, nu. Hristos spune clar: niciodată nu v-am cunoscut, înseamnă că ei niciodată nu au avut cu Hristos relație. Ceea ce înseamnă că tot ceea ce au făcut cu Hristos, deși este adevărat ce au făcut fără Hristos. Și întrebarea mea este: când ai scos dracii în numele Lui, dar fără El, cu ajutorul cui ai scos? Când ai făcut minuni în numele Lui, dar fără El, cum le-ai făcut? Vă dați seama, eu ca pastor, sunt de peste 20 de ani pastor. Că pot fi expus riscului ca să predic în numele Lui fără El. Și dacă mai trec încă 20 de ani până vine Domnul, să spun 40 de ani, Doamne, am predicat în numele Tău, Hristos să vină în fața mea să spună: Marius, niciodată nu te-am cunoscut. Adică nu mi-amintesc că tu să fi fost prieten cu mine. Dacă ne uităm în Matei 10, pentru că este interesant să identificăm cine sunt acești oameni. Cum este posibil așa ceva? În Matei 10, vă amintiți că este episodul cu trimiterea celor 12 apostoli. Iisus i-a trimis doi câte doi să meargă în fiecare localitate în Israel și să pregătească venirea sa. Și versetele 7 cu 8 ne spun așa: și pe drum propovăduiți și ziceți: împărăția cerurilor este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii, fără plată ați primit, fără plată să dați. Observați că ucenicii au făcut în numele lui Iisus aceleași lucruri.
Capitolul 10, această trimitere a apostolilor în acea vreme, reprezenta inaugurarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Vă amintiți că Ioan Botezătorul, când a început să predice Evanghelia, a spus: domnule, pocăiți-vă, căci împărăția s-a apropiat. Hristos, după botez, când își începe slujirea publică, spune același lucru: pocăiți-vă, căci împărăția a venit. Și acum el trimite pe cei 12, doi câte doi, să predice împărăția cerului este aproape. Și aceste semne pe care le făceau predicarea Evangheliei, scoaterea dracilor, minuni prin care și învieri, erau semnele care îi însoțeau ca o dovadă clară că împărăția luminii a străpuns împărăția întunericului. Că vorbim de o ciocnire serioasă a celor două împărății. Și Iisus spunea la un moment dat, când și-a început slujirea publică, spunea fariseilor: împărăția este în mijlocul vostru. Pentru că el era împăratul. Acest lucru este foarte important. Pentru că, observați, ucenicii au făcut niște semne, au predicat și ei, au scos dracii, au făcut minuni. Acești oameni despre care spune Domnul Hristos aici, au făcut aceleași lucruri. Dacă ne uităm în contextul din Matei 7, descoperim că acești oameni sunt acei, dacă vă uitați la versetele 15 la 20, sunt numiți aici niște persoane care vin îmbrăcate în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt rupi repitori. Sunt numite proroci mincinoși. Dacă apostolii erau proroci adevărați, ei erau proroci mincinoși. Însă observați un lucru foarte interesant. Este foarte complicat să facem diferența. Uitați-vă, dacă comparăm cele două categorii, aceștia din Matei 7 cu ucenicii din Matei 10, și unii și alții predică Evanghelia în numele lui Iisus. Și unii și alții scot draci în numele lui Iisus. Și unii și alții fac minuni în numele lui Iisus. Cum facem diferența? Cum facem diferența? Pentru că Iisus ne spune aici că este evaluarea Lui, dar noi oamenii, noi nu putem cunoaște aceste lucruri. Când spune Domnul Hristos: niciodată nu v-am cunoscut, eu nu pot afirma despre Ciprian acest lucru, că n-am calitatea să-i analizez viața interioară și relația cu Dumnezeu. Nu pot accesa acest domeniu al vieții interioare, doar Dumnezeu poate cunoaște acest lucru. De aceea Domnul ne oferă o pildă aici, o imagine. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele și au suflat vânturile și au bătut peste casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Observați că despre case nu se spune ce arhitectură aveau, din ce materiale erau folosite, dar cumva erau asemănătoare, pentru că de regulă era același material folosit. Probabil că la nivelul exterior casele erau identice, chiar și structura, chiar și materialul. Exista o diferență fundamentală, ați zis care, nu? Nu fundația, fundația este fundația ei, dar temelia pe care a pusă fundația. Că primul exemplu, prima casă, este pe o stâncă. În stâncă se săpa și se turna fundația în stâncă. De regulă, oamenii preferă lucrurile ușoare în viață, nu? Casa zidită pe nisip presupune un timp economisit. Imediat în nisip ai săpat, ai dus, ai turnat imediat, gata, ai scăpat. Pe când în stâncă este mult de muncă să faci acest lucru. Și observați că această fundație, sau mă rog, temelie, mai bine zis, uneori nu se vede. Că această stâncă de care vorbește aici Domnul Hristos nu e neapărat ceva ce se vede.
că sunt terenuri care sunt foarte potrivite, sunt solide și terenuri care sunt foarte nisipoase. Îmi amintesc că într-un an, acum nu știu, vreo 10 ani, la Cernica, Ciprentul și peste șosea este lacul acela Cernica și acolo era multă papură. Au defrișat acolo tot și au adus foarte mult molos de la alte clădiri, de pe București, și au turnat așa o pătură de molos și au pus pământ peste. Și au fost pus în vânzare pentru case. Și noi știam, noi, cine cumpără acolo și dacă cineva cumpără înseamnă că n-are minte. Adică oricum, dacă vrei să faci o casă, tu chemi pe cineva specialist să studieze bine problema solului, să vadă cât de solid ar fi fundația. Cineva a dorit să facă o afacere acolo, dar n-a cumpărat nimeni. Pentru că vă dați seama că cine își cumpără un loc acum e destul de înțelept să intereseze. Dom'le, este bun sau nu este bun? Nu pui tu mie unde păpuriș, practic, era un teren, vă dați seama, lângă un lac. Era foarte permeabil. N-aveai cum, dacă să pui o groapă mai adâncă, dai de apă. Adică nu poți să faci acolo o casă. Dar era ușor. Să știți că în privința creștinismului se întâmplă la fel. Este greu astăzi să facem diferențe. Aș citit din Ellen White viziunea celor două tronuri. Hai să o rememorăm puțin, să vedeți că acolo apare un element interesant. Vă amintiți, nu? Ea spune că în Sfânta era tatăl pe tron, era și fiul pe tronul său și erau cei care cumva acceptaseră învățătura sanctorului, erau înaintea tronului. La un moment dat, spune că unii din gruparea adventistă erau atenți la ce se întâmpla între tatăl și fiul, alții din grupare erau indiferenți, erau atenți în altă parte. Și la un moment dat spune Ellen White că tatăl se mișcă cu tronul în Sfânta Sfintelor. Domnul Hristos se ridică de pe tronul său și pleacă în Sfânta Sfintelor. Fiind imaginea de la 1844, nu? Cei care au fost atenți la această mișcare au mers în Sfânta Sfintelor cu tatăl și cu fiul. Vă dați seama că este un simbolism aici, că nu erau prezenți fizic. Cei neatenți, indiferenți, n-au sesizat mișcarea. În același timp vine pe tronul lui Hristos Satana, cu același chip cu al lui Hristos. Între timp, spune Ellen White, cei care s-au mutat în Sfânta Sfintelor au zis, s-au rugat, Tată, dă-ne Duhul Tău. Și spune că Domnul a suflat peste ei Duh Sfânt și au primit lumină, putere și dragoste, bucurie și pace. Cei care au rămas în Sfânta au auzit și ei rugăciunea și au ridicat privirea și l-au văzut pe tron pe Hristos, între ghilimele. Pe Lucifer era, dar ei nu știau. S-au rugat și ei, Tată, dă-ne Duhul Tău. Și au primit, spune Ellen White, lumină, multă putere, dar n-au primit dragoste, bucurie și pace. Atunci când noi evaluăm un om al lui Dumnezeu, după ce ne uităm? Ce scoatem în evidență pentru a-l califica că este un om al lui Dumnezeu? Am observat acest lucru, domnule, omul ăsta este chiar, îl duce capul, inteligent, domnule, este mamă, îi merge gura, îi merge capul. Are forță, e bun vorbitor. Da, sunt calități foarte bune, adică e de dorit ca cineva să aibă lumină și putere, să fie un om luminat. E dorit, nu-i așa? Dar observați că cele două categorii și unii, ambele categorii au primit lumină,
Și ambele categorii au primit putere, din contră ceilalți au primit multă putere. Numai că unii au primit dragoste, bucurie și pace, ceilalți nu au primit. De aceea, semnul care cumva departajează cele două categorii este tocmai acest lucru. Prezența dragostei. Temerea mea este, fraților, că în viața de credință noi ne concentrăm atât de mult pe partea negativă, ce să nu facem, încât am uitat ce să facem. Ne-am ferit atât de mult să spunem minciuni, încât am uitat cum să spunem adevărul. Suntem atât de preocupați de aspectele acestea de interdicție, prohibitive, ce n-avem voie să facem, să nu, încât am uitat ce înseamnă frumusețea credinței, ce să facem. Este ca și în familie, să fii atât de mult preocupat să nu fii infidel soției, încât uiți să o iubești pe ea. Păi, dragilor, în orice relație de dragoste, că vorbim de relația soț-soție, relația de părinți și copii, relația cu Dumnezeu sau între noi, noi nu avem nevoie doar să nu ne fentăm unii pe alții, nu avem nevoie doar să nu ne mințim, să nu ne facem rău. Noi avem nevoie să manifestăm dragostea. Nu-i așa? Adică nu mă satur dacă nu spui că mă urăști și e suficient. Dacă nu spui că mă iubești, degeaba. Ori acești oameni au făcut multe minuni în numele Lui Hristos. Dar știți care a fost marea durere a Lui Hristos? Ei niciodată nu L-au iubit pe Hristos. Niciodată. Asta e tragismul celor care vor fi surprinși la a doua venire sau la judecată, când vor fi șocați să se vadă în tabăra celor care nu vor fi mântuiți. Doamne, păi, noi știam că am făcut mult, adică noi așa am fost convinși, nu. Mă rog Domnului ca să înțelegem esența relației și vreau să fiu înțeles, nu militez pentru o relație cu Hristos așa dezlănată. Nu contează comportamentul, contează relația. Nu, comportamentul arată relația, nu? Un comportament ordonat, un comportament igienic, mă refer la fapte, o minte clară, o minte curată, arată dragostea față de Dumnezeu, clar. Dar există și din nefericire situații când comportamentul nu ne spune neapărat că unul este credincios. Vreau să vă citesc și închei un pasaj din Ellen White, din Calea către Hristos. Capitolul 7, dovada adevăratei ucenicii. Ea spune așa: este adevărat că este cu putință să se dea pe față o corectă purtare exterioară și fără puterea renuitoare a Domnului Hristos. Plăcerea de a fi un om cu influență și dorința de a fi onorat de ceilalți pot produce o viață ordonată. Respectul de sine ne poate face să evităm orice ar însemna o aparență rea. Și o inimă egoistă poate face acte de generozitate. Prin ce mijloace vom putea ști atunci de partea cui suntem? Și apoi, sora, uite, scrie câteva întrebări. O întrebare: a cui este inima noastră? E o întrebare test foarte interesantă. Și o întrebare care se aplică la toate tipurile de relații pe care le avem pe pământ. A cui este inima noastră? Există, să știți, astăzi în privința relațiilor maritale, în psihologie se discută din ce în ce mai mult de adulter, dar nu adulterul sexual, așa cum suntem noi obișnuiți la nivel de terminologie,
există numitul adulter sau infidelitate emoțională. Ați auzit poate de acest lucru. Adică sunt persoane care se atașează emoțional față de alte persoane, deși sunt căsătorite. Deși nu se gândesc la probleme carnale, sexuale, nu, doar emoțional. Și este numit această infidelitate emoțională. Vă amintiți că Dumnezeu reproșa poporul Israel, poporul acesta se apropie de mine cu buzele, dar cu inima este departe de mine. O altă întrebare. Cu cine se ocupă cugetele noastre? Despre cine ne place să vorbim? Cui închinăm cele mai calde sentimente și cele mai bune energii ale noastre? Dacă suntem ai Domnului Hristos, atunci cugetele noastre vor fi pline de El și cele mai plăcute sentimente se vor îndrepta spre El. Atunci tot ce avem și tot ce suntem vor fi consacrate Lui. Atunci vom dori să purtăm chipul Lui, să respirăm Spiritul Său, să facem voia Sa și să-i fim plăcuți în toate lucrurile. Frații mei și surorile mele, Dumnezeu să ne ajute să punem preț pe relația cu Hristos. Să-L iubim pe Hristos. Pentru că El vine cu aceeași întrebare ca la Petru. Mă iubești? Da, Dumnezeu vrea să-L iubim. Are nevoie de dragostea noastră. Ne-a creat să-L iubim. Îl doare când noi ne apropiem de El doar ca să fim mântuiți atât. Fără să-L iubim. Și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să ne cunoaștem pe noi înșine bine. Să fim cinstiți cu noi înșine. Să ne analizăm bine, Doamne, eu în ce stare sunt în relația cu Tine? Chiar dacă nu călcăm în mod clar anumite porunci, păcatul este mai profund decât o faptă pe care o facem. Păcatul este o stare, o atitudine. Păcatul este lipsa relației cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit ca la încheierea acestui serviciu divin să cântăm și să lăudăm pe Dumnezeu prin imnul 221, Stau pe adevăr. Și rog pe fratele Jenică să înalți o rugăciune la final pentru noi.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru mesajul din seara aceasta. Mulțumim pentru cercetarea din inimile noastre, pentru această întrebare destul de profundă, dacă noi suntem cu adevărat lângă Dumnezeu și dacă noi suntem cunoscuți de El. Lăudăm pe Dumnezeu pentru fratele Marius, care a putut veni, ne-a putut prezenta cuvântul și dorim ca în întreg sabatul să ne bucurăm de solia pe care Dumnezeu ne-o transmite prin el și să aibă loc acea transformare de care avem nevoie fiecare.